Fetinii nu mai mă fac călugări. Am vorbit ieri cu un călugăr. Băi, era mișto dacă eram călugăr și mă duceam în oraș cu un carton așa. Vezi că fața am început să am de călugări așa, cu plăci la bot. Ceva ciufulit așa că... N-am culoarea potrivită, am culoarea verde. Poate zice că sunt legionar. Deci am parpalac de culoare verde. Dar am schimbat aia culoarea imediat, îmi dădea cu cremă de ghete pe mine și mă făcea culoare neagră. Sau mă tăvălea acolo, mă lua la mănăstire și mă tăvălea pe noroi, pe alea. Mă punea să sap tranșee. E, acum lăsând după o parte, mi-a zis omul că întrebări stupide oarecum, dar el vrea să-mi pună la încercare, nu știu ce vrea să-mi pună. Vrei mănăstire mică sau mare? Păi cum e să te faci călugăr? Face simplu. Te duci și vezi dacă te primește. Eu în gândul meu, bă, cu... și nu mi-a plăcut oferta de călugărie. Păi de ce nu mi-a plăcut? Nici mie nu mi-a plăcut oferta, că am pus-o într-o balanță. Ca în justice. Băi, nu există un echilibru perfect în lume. De-aia balanța de la justiție, că justiție e oarbă, așa ar trebui să fie. Este... Când într-o parte, când în alta. Așa se face echilibru. Până la anumite oscilații. Până la urmă, mă duc la concluzia după ce am discutat cu călugărul sau vă povestesc eu mai încolo, că am pus și eu să văd pe cine iubesc mai mult. Iubesc pe Dumnezeu, într-adevăr. Dar asta e o iubire interioară. El spunea că ei sunt cei mai aproape de Dumnezeu. Prin călugărie atingi dumnezeirea. Eu am zis, da, înțeleg asta. E o chestie personală. Dar că și Dumnezeu e o chestie personală, pentru că nu fiecare o percepe. Dar eu am zis, bă, pe cine iubesc eu? Aici, după lumea asta, trebuie să te rupi de lume de tot. Păi da, dar văd că dumneavoastră să stați aici în București, între lume, face, nu, ești în lume, dar ești rupt de lume. Păi, wow, în gândul meu, la fel ca la spitalul de nebuni, dar nu e nebuni, că călugării sunt de aia speciali. Oameni foarte speciali. El mai mi-a zis, bă, și iată că sunt călugări de la dracu și călugări de la Dumnezeu, aici n-a fost de acord cu el. Pentru că oamenii sunt pe nuanțe și ăștia sunt diferiți, sunt pe nuanțe, dacă... Facem în extremis, cam asta ar fi. Dar călugări de la dracu. După aia am adus aminte de Tanacu. Am zis, știu că sunt și călugări de lit. Și după aia m-a și jignit călugărul. Fac eu, băi, domnul, eu mă gândesc la călugărie de vreun an de zile. Tot mă gândesc ca să mă fac călugări. N-am vrut să-i zic, vreau să fie ca o experiență pentru mine... Pentru că i-am zis, sunt poet. După aia am zis, aproape de dumnezeire poți să fii și prin poezie. El aici n-a fost de acord cu mine. Deci intrasem în concurență. Deci poetul contra călugărului. Care e mai aproape de Dumnezeu? Până la urmă eu mă uitam. El e cu picioarele pe pământ. Eu mă propriu era cu picioarele pe pământ. Dumnezeu nu fâlfâia deasupra noastră la niciun. Până la urmă doar în mințile noastre și în sufletele noastre. Dar în egoismul nostru, cât de călugăr era el și cât de poet eram eu, nu știu cât de mult era el și cât de mult eram eu. Fiecare avea personal gisărusul lui. Și... În egoismul nostru de oameni, că oricum am fi, orice straie am purta, e doar Dumnezeu nostru. E cel mai tare Dumnezeu ăla în care cred eu. În sfârșit,
Poate înțeleg asta, poate nu înțeleg. Timpul poate o să înțeleg. Eu poate zărăutăți ce o să acum. Sunt decepționat. Nu sunt decepționat, să mulțumesc. Sunt mulțumit. De ce? Că poate Dumnezeu, poate așa, ca o chestie, mi l-a scos în cale pe călugărul ăla. Că eu umblu așa, nu peste. Era până oraș. Bă, el că l-ajuta ăștia Enoria și mai vedea acolo că un leu, 5 lei, 10 lei, e o chestie. Înțeleg. Că le trebuie și lor bani, vezi? Nu te rupi de lumea lumească. Le trebuie ca și caval călugărul. Și ce am înțeles, eu zic, domnule, fiecare se apropie de Dumnezeu prin multe lucruri, alții prin simpla credință, alții prin neștiință, alții prin superstiții, ce mai alții că așa au moștenit de la părinți, alții că recunosc biserica că a fost o biserică luptătoare, a ținut poporul ăsta român în vremuri de restriște, pentru toate poporurile tăbărau pe noi. Și a jucat un rol important, dar biserica în ultima vreme a cam luat o razna. Cu iubirea asta de a primi și niște handicap asta la ea. Crede-mă că am fost alergat pe biserică, că vreau așa să dau apă, să închipea o băbăciune. Făceam decathlon pe acolo. Cred că mă putea să sar și peste raclele alea, nu știu. Blasfemie! Nu e nicio blasfemie, în realitate adevărată. Și nu s-a mai întâmplat. Alta știa că am mâncat. Și nu mă lăsa să beau apă sfințită, că nu se bea atunci. Păi eu beau apă sfințită că mi-e sete. Și fără să vreau în biserică am și înjurat, dar îmi zic, dă-te-n pula mea, de unde știi tu că am mâncat? Eu n-am mâncat de 3 zile. I-am zis. Te dracu cu GPS-ul tot în capul ăla, în pula. Am făcut-o și pe asta, am înjurat în biserică, pe o angajată de aia care vinde Biblii, pe 700 de mii sau 1,5 milioane. Uite, Ioana mi-a adus o Biblie, am putut și eu să citesc Biblia destul de bine, să mai recitesc. Și până la urmă fiecare are credința lui interioară și personală. Dar era complicat și cu călugăria asta. Era simplu să te faci călugăr, dar trebuia să știu, vreau o mănăstire mică sau una mare? Nu știu. Spuneți-mi și mie la ce mănăstire sunteți. Bine. A, deci era mănăstirea lui șmecher. Am zis, bă, nu vreau să mă duc la mănăstire de șmecher, că aici în cartier stau mai prin șmecher pe șmecher, că face și rost de câțiva lei de salariu sau de aia. O ia pe drojdie să simt cei mai mari miliardari. No comment, îmi place și mie, că și eu când fac de câțiva lei, sunt cel mai mare miliardar, când dau pe topogan ceva, știi? Și după aia m-a întrebat, că m-a văzut, că eu am jegos, am fost bonat zilele astea. Face, fumezi? Fumezi. Nu merge să fumezi. Eu atunci am făcut-o oarecare un sacrificiu, o negociere. Am zis, bine, pentru călugărie mă las de... Eu oarecum era gata să intru pe felie cu omul să vedem cum mă fac călugăr. Că legături cu familia mea nu mai am. De fapt, nu mai am legături cu toată lumea și nici nu vreau. Facil, păi mi-a și explicat ce înseamnă. Monah înseamnă mon, de fapt ești unul. Eu, wow, bine că mai învăț ceva. Ești cu frații tăi acolo, dar ești eu de unul singur. Cum ar fi. Că acum așa s-a făcut, că de obicei la început erau zicați cu ei, ascultea de unul singur în pește. Da, știu și eu de asta, că am citit multă religie, spiritualitate. Și fac eu, dar internet e, televizor, radio, alea, cărți, nu, n-ai voie, la început o vreme n-ai voie. Păi eu, wow, trebuie să dau examen. Și când am auzit ce examene trebuie să dau, am zis, no. Și după aia am pus iubirea, că e vorba de iubire. La încercare. Ziceam, bă, iubirea. Păi cine iubesc eu pe lumea asta? Păi admir mai multe persoane.
dar iubesc pe mama, pe tata, cu toate că îi înjur, am recunoscut și înjur și critic. Pe sora mea dragă o iubesc, îmi iubesc fata cel mai mult și nepoții mei. Deci nu pot să mă rup de lume. Ei nu mai sunt lumea mea, într-adevăr, dar îi iubesc. Că nu mai am nicio legătură cu ei, îmi convine și mie. Dar parcă e bine să stau și eu pe lângă ei la câteva kilometri, știi? Și am zis, nu e nimic dacă fumez. Ies afară de mănăstire, mă duc și un curticica de mănăstire, bag o țigărușă originală, nu făceam așa mișto, dar acum e cam de mișto. Că eram prea multe condiții. Și avantaje nu prea era nimica. Pentru că m-a văzut jegos. Dacă era unul de la bogat, cred că-i convenea la călugăria să-l fraierim pe ăsta, să ne dea cașcaval la mănăstire. Că nu prea vroia el așa, nu știu, nu știe dacă mă primește sau nu mă primește. Și eu am tradus în capul meu, mă, dacă eram unul dintr-o familie bogată, mi-a zis, te văd cam labil psihic. A zis, deci cunoști la mulți călugări la bilicic, dar dacă eram bogat, era mișto, că poate cerea să renunți la lucrurile lumești, ce înseamnă asta? Money talks, money talks! Da? Da, știu, că face e în sărăcie, eu cred că sunt mai în sărăcie ca tine, că am văzut pe mulți care îți dădea bani. Eu n-aveam niciun loc pe mine. E, oricum am avut și eu noroc. Mi-a dat câțiva lei, mi-a luat câțiva cobrici. Mi-a dat și lumea de pomană să mănâncă. Mă vedea că căutam pe acolo pe jos cobrici de aia. Aruncați de aia pe chestiți care au mâncat prea mult și cea la prea mult ca psihologic de foame, ei mai mult decât poți să mănânci. După ce drept faci? Chiar cobricul cu tine. Că oamenii se mai practice așa de felul lor. Nu aveam și răcare. E bun covricul că nu se strică. Rapid. Cotălură. Și a renunțat. Dar înainte de asta a fost călugăria la Biserica Ortodoxă. Care eu văd că în ultimul timp nu prea mai am aia că a intrat niște handicapați. Da, mă gândisem la o chestie. Nu o fac, e fantezie, da? Ar fi mișto. Există, o luăm pe legea laică, care se transpune și în legea morală, face, trebuie să fii moral. Cum a văzut mama așa, cu fața asta mișto, că eu am față sexy, se vede, că sunt carismatic. Gagicile boltește după băiat. Unele chiar mă cunosc, acum ce pula mea, da? Băltea și înainte să fiu necunoscut, da? Și așa cum asta eu sunt băpula. În vremurile din tinerețile mele, oricum încă sunt. Sunt ca la 20 de ani, pe bună vorba, voltaj. Făcea gătice. Cam ce mi și eu. Chestii de astea făceam noi, nu ca ăștia, mamă, sunt. E bă, mi-a fost dor de mine, uite, încur și mici. Am cam răcină, știi? Și mă gândeam, bă, de la capul meu acum, gata, dacă mă bag pe religii, dar o să fiu de la poetes. Fac Biserica Neo-Ortodoxă Română. Dar îmi trebuie chestii de la patriarhie, dar eu cred că patriarhia fi monopolistă nu o să-mi dea. Dar o să-mi dea că eu o să fac o chestie și refer la tribunalul și văd legea care zice că e libertatea religiilor. A, cred că o singură religie nu este liberă, aia satanistă.
Că nu prea am văzut biserică satanistă română. O fi. Și după aia îmi fac biserică. Păi n-ai teologia, mă doare pe mine pulă. Biserica mea nu-i trebuie știință de teologie. Mă proclam prima dată călugăr la biserică. O luăm și noi, cum a fost regele Carol. Că n-aveau ăștia legi, le-a făcut prima oară 2 ani domnitor. Și după aia a semnat, cred că e un decret, și l-a făcut rege. Puteți să vă uitați, o clădire vis-a-vis de teatru mic, pe lângă PNC, pe acolo, pe la Rosetti. Zice acolo, Bulevardul Carol, nu se pare că așa se numește, domnitor între anii ăia, așa m-a deșteptat și eu, că eu nu am citit istorie. Și după aia regea României între anii ăia. Cum mă uit eu? Păi, ia uite, regele a fost domnitor înainte. Păi normal, că așa era legii. Nu exista regalitatea atunci. S-a instaurat după aia regalitatea. Așa ar putea face și regii Mihai, m-am gândit acum, că monarhia e o soluție. Sau regina, Margareta, care ar fi cea mai mare și ar fi moștenitoare. Se dă un decret, candidează fata la președinție peste 5 ani. Acum încă nu, că gata, e prea târziu. Se face președinta României. Și după aia dă un edict, după un anumit timp, ca să lasă să se calmeze toți bulancii, și bagă regalitatea de nou, fată. Și deșteaptă ca străbunică tu. Și ca aia, ca peneliști și penețiști aia deștepți dinainte. Că erau băieți deștepți, că ai zis că românii nu pot fi conduși de români. Că suntem prea deștepți, ne mâncăm unul pe altul. Cei mai mari dușmani ai românilor sunt români. Și oricum ei prin suflet sunt români, regi, că sunt regii români și asta simt. S-au dat și la credința ortodoxă, la tradiții și la asta și încă l-au păstrat. Asta spune multe, respect și alte chestii, că putea să aibă bășini în cap. De? Să creadă superiori. Ei chiar au ajutat. Regina Maria, regina mamă, în război, era asistentă medicală. Îngrijat de răniți. Bă, măcar moralmente, când venea la ăla în pat, ea se ducea, îi ridica la moralul la maxim. Mama, a venit regina mamă la mine. Mamă, ce tare sunt! Sunt original! Trebuie să mă fac bine, ce pula mea! E o chestie foarte tare cu moralul, știi? Și cum e biserica ortodoxă, neortodoxă română? Dar nu o bag română. De ce? Că zice, bă, te-ai luat după? Nu. Biserica neortodoxă. A fost multe biserici. Era internațională, era nu știu ce. Am văzut că a apărut. Sunt penticostale, aia de a șaptea, nu știu ce, baptiști. Deci le-a dat voie chiar după vremea lui Ceaușescu. Da, comuniști. Și deci n-are cum să nu-mi dea voie. O să zic că e schizofrenic. Și ce dacă? Unde scrie că un schizofrenic nu poate să ducă să închine la biserică? Ce ați scris voi plancarda acolo? Bolnavi mental, handicapați și ciotoraile lipsă, n-are voie la biserică. Odată ce am voie ca cetățean, am dreptul la vot și după legea laică, am dreptul să-mi fac biserica mea. Și dacă nu o să am succes, zic că e biserica mea, neortodoxă română. Poate chiar acum, ca în glumă sau ca serios, o fac. Biserica neortodoxă. De ce? Mă iau și eu după catolici. Păi, cum zicem noi sectanții, ăștia de unde au apărut? Din biserica catolică. În primul rând a fost Luther. Martin Luther King s-a supărat pe biserica catolică. Și și-a făcut biserica luterană. Și-au apărut protestanții, care ei protestau. Și alte de-astea. Și baptiștii și asta s-au făcut, nu sunt schisme astea. Doar că sunt ramuri. Pur și simplu s-au supărat pe ei. Erau chestii de nuanțe și interpretări. Și asta arată că oamenii sunt diferiți chiar prin credință. Unii vibrau la ideile la ăia care le-a făcut și gata. Alții au fost chiar excroci. Dacă citiți cartea Secta Sinucigașii, era un dement, pula mea, cu carismă, că sunt și nebun de ăștia, care i-a pus pe aia să se sinucidă. Cu toate că vă puse rost de cașcaval mult,
S-a dus și aici într-un paradis acolo, pula mea ce-au făcut, s-au sinucis. Da, a avut și de-astea în biserică. Eu nu vreau să fac asta. Vreau să fie biserică de distracție. Cum o să fie slujba? Fac eu biserica mișto high-tech, cu lasere, cu astea. Fac icoane, le pitez, că sunt artiști. Maica preții stau, fac creștine. Cu Iisus Hristos, cu pruncul, cu tot ce trebuie. Nu mă iau după ăștia cu caracterele chirilice și asta că e neo. Nu e neo sau Nemo, capitanul Nemo, sau neo din Matrix, e neo de la nou. Deci am trecut în mileniu 3. Încă merge pe creștinism? Da, merge. Și atunci fac biserica neortodoxă. Deci eu sunt botezat ortodox. Am crezut în biserica ortodoxă până acum și vreau să o văd și eu altfel, cu ochii mei, mai modernă. Nu așa habotnică și ochierare așa. Se o văd până autobuze cum bagă cruzele așa disperat. Aului, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Da, vacu, uite. Ați fost la moaște, una a murit. Băi, nu te duceai la moaște, vezi, ai murit. Nu te-a omorât satan. Prostia în capul tău te-a omorât. Că era bătrână și unul pula mea, cred că era bolnav cu căpuțul, n-a mâncat, era nemâncat, nebăuța păcat. Îi trebuia să arate suferință în fața lui Dumnezeu. Stăteau îngrămădiți acolo ca oile Domnului, ca proștii. N-avea oxigen, avea CO2. Vorba lui Elena să arăta Ceaușescu. Dumnezeu să ierte că nu trebuia să moară atunci, dar trebuia, nu știu, ei îți au o confuzie. Și le țin eu slujbă, că, băi, de declamația. Și încep să văd. Bag aici niște scaune, o fac biserica, altar, trebuie să bag un altar de la mic. Cum? Altarul meu o să fie biroul ăsta? Nu, biroul las pentru scris. Iau o masă de aia, mai am o masă, ăla-i altarul, bag niște lumânări originale, am eu grijă să nu ia foc. Dar le bag electrice, dacă e neo, nu vreau să iau foc, că cine știe, pula mea ce face și luăm foc pe aici, ardem ca draci. Pac, ne închinăm și noi frumos, că e ortodox, să ne închinăm cu trei dește. Nu îi înjurăm pe aia, nu ne interesează. Ai mei nu trebuie să-i botez, poate să vină doar așa ca spectatori. Pe aia o să zică, păi, teatru sau biserică? Nu. Dacă vrei să privești viața, e toată ca un spectacol. Nu. Ba cutia milei. Trebuie să bag și cutia milei. Ne tragem în ortodoxie. Aici, păi, o dai pe drojdie. Nu. Cutia milei, a mea, văd eu cum o fac, că până fac biserica, de seama că trebuie să fac cașcaval. Are display și scanează bagnota ca la automatele de cafea și scrie câți bani are pe ea. Deci ea știe când vine enoriașul și bagă 10 lei. Aia pe display, bagă acolo, bagă adunare. Păi acum, să știe enoriașul cât s-a strâns în cutia milei. Și eu ce fac cu banii din biserică? Bă, cuvântul meu că investesc tot în biserică. Cumpăr lucruri. Ceva mâncare, de asta neo, modernă. Hamburger, cheeseburger, d-alea. Comand înainte până să vină enoria și sărbătorile. Noi le facem și ca la evrei și ca la ortodoxi. Se face slujbă și sâmbăta și duminica. Și nu ținem prea multe sărbători de astea cu posturi. Că eu vreau că m-a zis Dumnezeu, trăiți și mulțiți-vă să facă lumea dragoste. Că ăștia le face, nu e voie la aia. Bă, posturi de mâncare din când în când le zic să bate. Văd eu, bag mai puține. Deci o să iau calendarul ortodox și mai simplu, că acolo sunt prea mulți sfinți. Bag sfinții, îi bag, dar posturile le cam scurtez. De ce? Păi, las oamenii să facă dragoste. Păi sunt și posturi de o lună de zile în care nu poți să te... Aia. Dacă e unul de la habornic, cam retard mental, chiar o face.
devine nervos la cap și în numele lui Dumnezeu nu știu ce pula mea face. E, ar fi ca o fel de fantezie, nu mă apuc de biserica. O să-mi continui treaba mea. Care treaba mea e asta? Arta.